a zguduit pământul ieri într-un poligon din Prahova. Pirotehniștii de la ISU Prahova au detonat într-o singură zi toată muniția din cel de-al doilea război mondial descoperită pe teritoriul județului de la începutul anului. Cei de la ISU spun că pe șantierele din județ se găsesc în ultima perioadă din ce în ce mai multe astfel de muniții. Ele recomandă celor care le descopere să anunțe imediat autoritățile pentru a preveni incidentele.